Venind din zona de tehnologie, văd foarte multe oportunități pentru România de a evolua frumos și de a construi România viitorului. Oportunități care uneori par a nu fi suficient înțelese și exploatate. Deci îmi doresc să sărbătoresc momentul centenarului, dorindu-mi foarte mult pentru țara mea să fie pregătită să construiască România viitorului, folosindu-se de ceea ce este acum la îndemână, tehnologia având în mod categoric un rol foarte important. Eu cred în leadership, nu cred în femei, bărbați, în această diferență. Cred în dorința de a te autodepăși de fiecare dată și de a învăța. Nu cred în separarea dată de sexe în momentul în care vorbim de carieră și de oportunități. Cele mai greu de trecut bariere sunt cele pe care ți le pui tu singur. Deci cred, încă o dată, cred în puterea de acțiune și în motivație și asta este și recomandarea pe care o am pentru toți cei care își doresc într-adevăr să simtă satisfacție din jobul pe care îl fac.